Dacă tot am ajuns la acest capitol, știți că oamenii și-au pus mari speranțe încă de când Ford a preluat automobile Craiova și toată lumea aștepta să se deschidă porțile și să se dea drumul la angajări. Ne puteți da vreo veste când vor începe angajările semnificative la Ford? Pentru că în cei 4 ani, cam vreo 100 de persoane și-au găsit un loc de muncă aici și nu prea mai au răbdare, abia așteaptă. Cum le putem da o veste bună? Sau? De obicei, răspunsul meu este în curând, da? Dar astăzi sunt încântată să anunț că Ford România va începe săptămâna aceasta cu un proces de angajare de 500 de noi muncitori. Săptămâna aceasta? Săptămâna aceasta, da. 500 de angajări. Da. Majoritatea de poziție va fi operator de bază pentru linie de producție, da? Deci avem nevoie de câteva specialiste în întreținere și fiecare dată am o întrebare care este caracteristici mai importantă și de obicei sunt dorințe de învăță și adaptabilitatea. Da. Numai operator de bază căutați sau și alte meserii? Ce acum, acum majoritatea este operator de bază, da, pentru linie de producție. Da. Deci 500 de persoane, dacă au pregătirea necesară, pot fi viitorii angajați Ford direct în liniile de producție. Da? Da, și da. Cred că vorbim de producția Bimex sau nu? Producție Bimex și EcoBoost.